Într-un vis, Domnul a început să-mi vorbească. În acest vis, eu am ieșit din casă, am mers pe strada din vecinătate și am simțit cum cineva m-a luat de brațe și m-a ridicat în cer. Eu alergam prin noroi, încolo și încoace, și îl slăveam pe Dumnezeu. Apoi o lumină strălucitoare a venit peste mine și o voce care venea din această lumină mi-a zis: demisionează din actualul tău serviciu, deoarece eu vreau să fac ceva cu viața ta și cu comunitatea creștină, biserica de pe pământ. După ce am auzit aceste cuvinte, am început să tremur puternic și m-am trezit din acest vis. M-am ridicat și am început să strig către Dumnezeu și să-L întreb: ce înseamnă aceasta, Doamne? Vocea era foarte insistentă. Ea nu mi-a ieșit din minte câteva zile. M-am întins iar să mă culc și am avut iarăși același vis. Domnul a repetat același mesaj. Aceasta s-a repetat de câteva ori. Apoi m-am trezit strigând. Deoarece vocea lui Dumnezeu devenea din ce în ce mai tare, eu tremuram și strigam. Părinții mei au venit și m-au întrebat: ce se întâmplă? Le-am povestit visul meu. Mama mea s-a rugat pentru mine și mi-a zis: dacă Domnul îți vorbește, atunci îți va da și înțelegerea. Ne-am rugat toată noaptea până a sosit clipa ca eu să mă duc la muncă. Ne-am rugat Domnului să ne dea un semn, ca să știm dacă El era acela care îmi vorbea. Am făcut un duș și apoi am mers la serviciu. Am mers cu autobuzul la muncă și când am coborât din autobuz, cineva mi-a zis: ce faci aici? Nu ar trebui să mai fii aici. Cu alte ocazii, mi-au zis alți oameni același lucru. Uimitor era că aceștia nici măcar nu erau născuți din nou. Acesta era semnul pentru care mi-l dădea Dumnezeu. Am devenit conștient de aceasta, m-am decis să merg la șeful meu și să-mi dau demisia și am spus: trebuie să părăsesc firma, deoarece așa mi-a spus Dumnezeu. Când Dumnezeu ne spune ceva, trebuie să ne supunem. Șeful meu era neliniștit și m-a întrebat: și ce vrei să faci atunci? Unde vrei să găsești un serviciu atât de bun ca acesta? Eu i-am răspuns că doresc să mă supun lui Dumnezeu. Apoi el a organizat o sărbătoare de despărțire pentru mine. 2000 de oameni au participat la aceasta. Apoi mi-am adunat lucrurile personale și am plecat acasă. Am sosit acasă plângând. Mama mea m-a întâmpinat chiar de la poarta principală. I-am spus că îmi dădusem demisia, deoarece Domnul îmi confirmase aceasta prin diferiți oameni. Ea mi-a răspuns: dacă Domnul ți-a vorbit, atunci să facă cu viața ta ce îi place lui. Am intrat în casă și am conversat până s-a înoptat. Apoi am zis că trebuie să mă duc în pat, deoarece Domnul vrea să-mi vorbească în vis. Însă nu s-a întâmplat așa cum credeam eu. El vrea să-mi vorbească printr-un alt mod. Când m-am dus în dormitor și m-am dezbrăcat de haine, camera a început să se cutremure. Am strigat: un cutremur vine. Am încercat să părăsesc camera, însă cineva invizibil mă împiedica să fac asta. Putea să-mi văd familia în camera cealaltă și am strigat după ajutor, dar ei nu puteau să mă audă. Astăzi știu că această ființă invizibilă era un înger al Domnului. Am pășit înapoi, m-am întins pe pat și am strigat Domnului. L-am rugat să-mi arate ce se întâmplă. Apoi o voce audibilă mi-a vorbit. Duhul Sfânt vorbea cu o voce minunată. Acum că ți-ai dat demisia, vreau ca tu să mergi la biserică și să te rogi acolo zilnic câte 7 ore, și anume pentru viața ta și pentru comunitatea creștină, biserica mea de pe pământ. După ce Domnul a terminat de vorbit, a încetat și camera să se cutremure. Mi-am băgat mâna printre deschizătura ușii și am constatat că puteam iară să părăsesc camera. Apoi am fugit la mama mea și am strigat. Am auzit vocea Duhului Sfânt. Imediat am ieșit din casă și am strigat asta pe străzi. Unii nu cred că Dumnezeu încă mai vorbește astăzi cu oamenii. Eu însă spun că aceasta este adevărat. El le vorbește oamenilor. Dacă Dumnezeu putea să vorbească lui Avram, atunci poate să ne vorbească și nouă, bisericii sale. Am mers la biserică și am vorbit cu păstorul. Am convenit să deschidem biserica în fiecare zi la ora 8, ca eu să mă pot ruga și să execut porunca Domnului. În fiecare dimineață mă duceam acolo și mă rugam o oră, 2 ore, 3 ore. Apoi nu mai știam ce să mă mai rog și îl întrebam pe Dumnezeu: Doamne, ce să mă mai rog? E mai rămas 4 ore. Apoi am auzit cum a început să bubuie sub pământ. A început de la ușa din spate a bisericii, am simțit cum biserica a început să se legene de la stânga la dreapta, ca o persoană
Beată, în timpul acestei clătinări, Domnul mi-a vorbit audibil, dar cu aceeași voce ca în vis. În vis vocea fusese plină de autoritate, acum ea era plină de îndurare. Roagă-te pentru comunitate, biserica mea nu mai este aceeași, comunitatea de pe pământ s-a schimbat, ea și-a pierdut credința, ea nu mai crede în existența mea. Pune comunității mele creștine că eu exist, roagă-te pentru ea, pentru că ea nu se mai roagă și nu mai postește. Balansarea s-a oprit după ce Domnul a încetat să mai vorbească. Eu am continuat să spun rugăciuni de mijlocire. În următoarele 4 ore am mers încolo și încoace prin biserică și m-am rugat ca Domnul să-și trezească iar poporul. În joia celei de-a doua săptămâni de rugăciuni mijlocitoare, m-am trezit cu dureri puternice de mușchi și încheieturi. Nu vroiam să mă ridic din pat. Mama mea m-a trezit și mi-a zis că trebuie să merg la biserică, dar eu mă plângeam că aveam dureri. Ea m-a sfătuit să mă rog de acasă, însă eu i-am amintit că Domnul îmi spusese în mod special să mă rog în biserică. Atunci am ajutat să mă îmbrac și m-a dus cu ea la biserică. În dimineața aceasta erau mulți oameni în biserică și se rugau. Am rugat-o pe mama mea să se roage pentru durerile mele. Atunci am primit putere supranaturală de la Domnul. Aleluia! Am început să mă plimb încolo și încoace rugându-mă. Mă rugam Domnului fierbinte să se îndure de oraș, de familii, de dependenție de droguri și de comunitate. Am terminat timpul de rugăciune, iar seara am venit din nou la slujbă. După binecuvântarea păstorului, mi-am ridicat mâinile și am simțit cum cineva a mers pe lângă mine și mi-a atins spatele. Atunci mi-am pierdut toată puterea și am căzut la pământ. Păstorul a întrebat ce se întâmplă cu mine. Eu nu știam, nu mai aveam putere și aproape că nu mai puteam să vorbesc. Apoi m-au înconjurat frații din comunitate, s-au rugat pentru mine și au vorbit în limbi. Cineva din comunitate a putut să vadă un înger care a intrat și m-a rugat să împărăsesc corpul. Episcopul a spus insistent, vezi tu, orice persoană care are autoritate în numele lui Iisus e respectată de îngerul Domnului. Apoi păstorul m-a întrebat, pentru cât timp vrea îngerul să te ia cu el? Eu l-am întrebat pe înger, mă iei cu tine pentru o oră, 2 ore sau 3 ore? Îngerul a răspuns, nu, tu vei fi plecat pentru 8 ore și îl vei întâlni pe Iisus în cerul al treilea. El vrea să vorbească cu tine. Apoi îngerul mi-a spus, eu nu sunt cel care te va escorta spre cer. Eu sunt îngerul tău păzitor care te-a păzit în fiecare zi pe care ai petrecut-o pe acest pământ. 2 alți îngeri vor veni la miezul nopții din cer și te vor lua cu ei în cerul al treilea. Eu i-am comunicat asta episcopului, iar el a decis să mă ducă cu mașina unui alt frate la locuința unui alt păstor care se afla la etajul 2. După această acțiune, era acolo întins într-o cameră. Am auzit câinii lătrând și oamenii strigând. După această experiență mi s-a spus că 2 oameni în haine alb strălucitor apăruseră în mijlocul străzii și se duseseră în clădire la etajul 1. Apoi au venit la etajul 2, acolo unde eram eu. Acești îngeri erau frumoși. Aveau părul de un alb strălucitor, mai alb decât zăpada. Ochii lor erau ca perlele. Pielea le era moale ca cea de bebeluș, însă trupurile lor erau musculoase. Acești îngeri erau puternici. Eu am spus păstorului că îngerii care fuseseră trimiși să mă ia în cer erau acolo. Unul din îngeri mi-a zis să împărăsesc trup. În timp ce îmi spunea asta, m-au luat iar durerile de mușchi. Fratele de lângă mine a început să mă maseze. El mi-a zis că trupul meu era rece ca gheața. Atunci ei s-au dus și au adus calorifere portabile ca să mă încălzească iarăși trupul. Când îngerii mi-au strigat să îmi părăsesc trupul, am început să mă mișc de pe o parte pe alta de disperare. Am simțit cum moartea venea peste trupul meu și am strigat fratele meu în Hristos, nu mă îngropați, vin înapoi. Mi-am părăsit trupul și am sărit pe pat. I-am văzut pe frații mei în Hristos cum îmi atingeau trupul și spuneau, a plecat și a părăsit trupul. Însă eu eram lângă ei și am spus, sunt aici. Dar ei nu puteau nici să mă vadă, nici să mă audă. Aveam un trup duhovnicesc indestructibil. Frații mei au început să-mi înfășoare trupul în pături. Unul din îngeri mi-a zis, e timpul să mergem, Domnul te așteaptă. Fiecare înger m-a luat de câte un braț și m-a înălțat spre cer. Am trecut cu o viteză foarte mare, ca viteza luminii, prin atmosferă. Îți spun asta chiar dacă tu nu crezi. Iisus Hristos al meu există și trăiește veșnic. Mai târziu, când Domnul mi-a zis să mă întorc înapoi la trupul meu, eu l-am întrebat, cine mă va crede de pe pământ? Lasă-mă să rămân la tine. Nimeni nu va crede această descoperire, nimeni. Pentru că ei nu au credință.
Lipsa de credință e mare pe pământ. Cine îmi va crede această experiență? Domnul a răspuns: Te vor crede, cei care aparțin comunității mele adevărate. Când mi-am părăsit corpul în noaptea aceasta și zburam spre Domnul cu o viteză uimitoare, am putut să văd planeta Pământ sub mine. Am putut să văd și soarele imens cu ochii mei. Am văzut cum explodau flăcările și încălzeau pământul. Am zburat mai departe pe lângă multe stele. Dintr-un motiv, Domnul mi-a permis să văd soarele, luna și stelele. Ca eu să vă spun că Dumnezeul nostru este un creator gigantic al Universului. El nu este mic, nici de cum. Am călătorit cu viteză mai departe până am ajuns într-un loc în care nu mai erau stele. Nu mai era nicio creație, eram numai în întuneric. Am putut să mă uit în jos și să văd stelele sub mine. Mi-a fost frică și am întrebat pe îngeri: Unde mă duceți? Vă rog, duceți-mă înapoi la trupul meu pe pământ. Ei m-au îmbrățișat strâns și mi-au pus câte un picior în jurul picioarelor mele și mă țineau astfel. De frică am început să mă plec în partea din față într-o poziție ca un embrion. Îngerii mi-au spus: Fii liniștit, te ducem în cerul al treilea, acolo unde te așteaptă Iisus și vrea să vorbească cu tine. Îngerii s-au oprit, iar eu m-am uitat în toate direcțiile, dar nu puteam să văd nimic. Nu știam unde eram, dar cred că eram în al doilea cer. În această poziție, încovoiată, mă așteptam la orice. În timp ce îngerii mă țineau, deodată am simțit și auzit zgomotul îngrozitor al unui stol, săriturile înalte și lungi, deasupra mea. Îngerii mă țineau strâns și mi-au spus: Nu-ți fie frică, Iisus este cu noi. Ei mi-au spus în continuare: Uită-te în sus. Am fost surprins de ceea ce vedeam. Deasupra noastră erau mișcări ale unor creaturi. Unul din îngeri a spus: Privește, îți arătăm ce e asta. Unul din îngeri și-a mișcat mâna dintr-o parte în alta. Astfel a luminat tot cerul de deasupra noastră ca să putem vedea. Tot cerul era plin de demoni peste tot. Domnul să se împotrivească lor, toți, în numele lui Iisus Hristos. Biblia este adevărată. Tot ce se petrece pe pământ este descris în Apocalipsa. Iisus vine curând. Cum pot să te conving de aceasta? El vine atât de curând. L-am întrebat pe înger: Ce loc este acesta? Unul dintre ei a răspuns: Acesta este sfera cerească a întunericului. Satan și cu demonii lui locuiesc aici. Eu am spus: De aceea este atât de rău pe pământ. Acești demoni vin din această sferă pe pământ și cauzează rasei umane toate formele de distrugere și rău. Ei sunt milioane de milioane, nici nu pot fi numărați. Îngerul mi-a zis să mă uit mai îndeaproape. Ei mi-au arătat fețele acestor creaturi. Multe dintre ființele acestea groaznice le vedeam la televizor. Aceste ființe erau foarte mari. Le-am văzut pe Thundercat și pe Power Ranger, precum și pe alte personaje din desenele animate și filme de groază. Acestea erau reale în fața mea. Producătorii de filme au încheiat un contract cu diavolul ca să poată aduce acești demoni la televizor și pe ecran. Toate aceste desene provin din domeniul spiritual demonic pe care l-am văzut eu. Ce crezi, de ce atâți copii sunt rebeli în zilele noastre? Asta e din cauza acestor demoni. Ei intră în copiii voștri în timp ce se uită la aceste emisiuni care îi reprezintă pe acești demoni. Trebuie să învățăm pe copiii noștri ce au voie să vadă la televizor și ce nu. Îngerul mi-a spus că asta este realitate și adevăr. Toți acești demoni există, iar oamenii încheie contracte cu diavolul ca să aducă pe acești demoni pe pământ. Demonii aceștia au început să mă blesteme pe mine, pe comunitatea credincioasă, biserica, pe Tatăl, pe Iisus și pământul. Ei nu-L respectă pe Dumnezeu și creația sa. Apoi am văzut un spirit rău numit Hugo. Acesta este un personaj de desene animate cunoscut. El era groaznic de privit. El s-a apropiat de mine și mi-a zis: Vom merge pe pământ și vom omorâ toți copiii. Ce crezi? De ce copiii omoară alți copii? Unii dintre ei au zis, după aceea, că ceva a ieșit din televizor și le-a spus cu tare și cu tare lucru. Acești demoni infiltrează ură față de lume. Domnul să-i libereze și să curățească toți copiii. Unul dintre îngeri a zis, privește mai departe. Iar demonul a zis, am încercat să distrugem biserica, dar nu putem, căci de fiecare dată când distrugem una, apar mii să înlocuiască pe cea moartă. De la începutul bisericii, Satan a început să o distrugă. Comunitatea care predică adevărata Evanghelie și care face lucrarea Domnului. De la începutul bisericii, Satan a încercat să o distrugă. Comunitatea care predică adevărata Evanghelie și care face lucrarea Domnului. Dar Satana nu poate, deoarece Iisus ne protejează. Glorie Domnului! Apoi demonul a zis, hai să încercăm ceva nou, să mergem în comunități, căci acolo sunt mulți care ne aparțin. Avem nevoie de acești oameni ca să împrăștie
bârfă și dezbinări printre frați. Prin bârfă vom face comunitățile să cadă. Duhul Sfânt se va întrista și va părăsi comunitatea. Diavolul dă târcoale și se uită unde poate să-i distrugă pe oamenii care iubesc dreptatea lui Dumnezeu. După cum ne spune versetul, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoare ca un leu, care răgnește și caută pe cine să înghită. Nu voia să mai văd nimic, dar îngerul mi-a spus să mă uit ce se întâmplă mai departe. Am văzut cum demonii s-au împrăștiat în toate direcțiile, când o singură stea strălucitoare a început să se apropie. Ea aducea închinare și adorație pentru Domnul. Când s-a apropiat, am văzut însă că nu era o stea, erau milioane de îngeri. Ei călăreau pe cai albi și îl slăveau pe Domnul oștirilor. Ei strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Cel ce trăiește din veșnicie, în veșnicie. Domnul este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, și tot ce respiră să slăvească pe Domnul. Apoi am văzut o bătălie mare, după aceasta demonii au dispărut. Nu te mai teme, deoarece mai mulți sunt cu noi decât de partea dușmanului. Îngerii au format un drum spre cerul al treilea. Ei s-au împărțit în două grupe, una la dreapta și alta la stânga. Era un drum deschis spre cerul al treilea. Se putea vedea orașul ceresc al lui Dumnezeu. Puteam să văd acest drum din îngeri minunați și glorioși. Îi curățaseră toată regiunea de demon și nu încetau să-L slăvească pe Dumnezeu și să-I mărească numele. Îngerul m-a așezat în fața acestei cete de îngeri și mi-a zis, trebuie să aștepți aici. Apoi am văzut în depărtare o persoană îmbrăcată cu veșminte albe și călărind pe un cal alb, dinspre orașul ceresc spre mine. În timp ce această ființă se apropia, îngerii nu încetau să-L slăvească pe Dumnezeu și să preamărească numele Său. Persoana s-a apropiat până la aproximativ 4 metri distanță de mine. Era o ființă foarte frumoasă, cu mult mai frumoasă decât ceilalți îngeri. Eu mă așteptam ca El să-mi vorbească, dar El s-a uitat un timp la mine, apoi mi-a strigat. Eu sunt Mihail, Arhanghelul. Eu sunt responsabil să te protejez pe tine și pe comunitatea bisericii de pe pământ. L-am privit pe Arhanghelul Mihail, ochi în ochi. El era și este o ființă cerească prețioasă. Arhanghelul s-a întors spre o parte și m-a condus spre orașul ceresc. El mi-a spus, pășește, Domnul Iisus te așteaptă. Eu am mers pe drumul din fața orașului. Îngerii continuau să-L slăvească pe Dumnezeu. Am plâns și iar am plâns când am văzut orașul. Orașul era din aur pur, transparent, iar porțile erau din perle. Podeaua arăta ca cristalul. Nu am văzut niciodată așa ceva pe pământ și nici nu ar putea vreun om să facă așa ceva. Arhitectul era Domnul nostru și Dumnezeul Universului. Eu mă aflam în afara orașului, iar porțile erau larg deschise. Iar aceste porți sunt încă deschise. Eu puteam să privesc înăuntru. Pereții erau din rubine, safire și perle. Pur și simplu minunat. Iar din interiorul orașului se auzeau milioane și milioane de voci care slăveau pe Domnul. Am tremurat când am auzit aceasta. Am auzit o singură voce care zguduia cerul și pe lângă ea acele milioane și milioane care slăveau pe Dumnezeu și ziceau Sfânt, Sfânt, Sfânt este Mielul lui Dumnezeu și Tatăl care merită toată onoarea în veci de veci. Amin. Această voce mare striga Fiți sfinți, deoarece eu sunt sfânt. Numai cei sfinți vor ajunge în acest loc, deoarece fără sfințenie nimeni nu-L va vedea pe Domnul. Fără sfințenie, nu-L va vedea nimeni. O voce a zis, intră și eu am intrat în oraș. Am văzut un tron minunat, era din foc fluid. Acest foc venea din tron. M-am uitat atent și L-am văzut pe Iisus, pe Regele Regilor și Domnul Domnilor. Am căzut pe genunchi în fața Sa și nu mai aveam putere. El și-a întins mâna din foc spre mine și mi-a zis, ridică-te. Mi-am căpătat iar puterea și m-am ridicat. Apoi a început să îi ating mâinile, picioarele și tot corpul. Apoi am văzut fața Sa. Nu este așa cum au desenat-o pictorii de pe pământ. Mulți oameni își fac Dumnezei din lemn și multe alte imagini. Însă vreau să vă spun, frați, că Iisus nu arată ca aceste portrete. El este Dumnezeul foarte puternic. El nu este un Dumnezeu mediocru. El este un Dumnezeu plin de putere. El a spus, eu nu sunt un Dumnezeu din calcar sau lemn. Eu exist. El a zis din nou, spune comunității, spune bisericii mele din lume că eu sunt real, eu trăiesc cu adevărat și exist. Spune poporul meu că cerul este real și că eu îi aștept. El mi-a spus, vino, mergeți cu mine și îți voi arăta ceva măreț.
Ne-am uitat în jos și am putut să vedem pământul și tot ce se întâmplă pe el. Iisus a zis, pot să văd tot ce face biserica mea, el știe ce face și v-a văzut pe mulți dintre voi din cer. Iisus mi-a spus, uită-te la biserica mea și am văzut frate împotriva altui frate, comunitate împotriva alte comunități. Iisus a spus apoi, biserica mea și-a pierdut credința. Ei nu vor să creadă în mine, răul pe pământ s-a multiplicat, iar oamenii nu vor să creadă că eu exist. Spune poporului meu că eu voi face ceva măresc pe pământ. Biserica mea scade în loc să crească. Domnul a început să plângă din cauza bisericii sale și a zis, asta nu e biserica mea. Eu am zis, Doamne, nu vorbi așa. Noi suntem biserica ta. Domnul mi-a răspuns, nu. Biserica mea umblă în puterea făcătoare de minuni, semne și minuni. Biserica mea s-a micșorat. Acum spune-le că vin și voi reface. El m-a invitat să merg mai departe cu el și apoi am intrat pe ușă. Podeaua era din aur pur. Eu am fugit pe strada de aur în sus și în jos. Am luat praf de aur și l-am aruncat peste mine. Apoi Domnul mi-a zis că trebuie să mă duc înapoi și să vă povestesc că în cer există străzi de aur. Toate acestea aparțin poporului meu, a spus Domnul. Dar în biserica mea sunt mulți hoți care fură zeciuiala și ofrandele. Spune poporului meu că niciun hoț nu va intra în împărăția cerului. Noi trebuie să ne punem viața în ordine fața Domnului și să o păstrăm așa. Apoi am văzut o masă lungă pentru milioane de milioane. Pe ea erau multe bucate, pe ea erau și multe coroane și pahare de cristal ca să bem din ele. Domnul a zis, toate acestea stau pregătite pentru poporul meu. Era masa care a fost pregătită pentru nunta mielului. Mai există o soră în Hristos care a fost odată în cer și a văzut cum îngerii mergeau încolo și încoace și pregătesc masa de nuntă. I-am zis Domnului, de ce a văzut această soră cum îngerii pregăteau masa? Eu nu văd nicio pregătire aici. Domnul mi-a răspuns, deoarece pregătirea a fost încheiată. Acolo sunt coroane pentru toți care lucrează pentru Domnul și care sunt supuși lui. Eu am spus, Doamne, când te întorci, dacă totul este deja pregătit, cât mai durează, arată-mi ceasul. Cât timp ne-a mai rămas după ceasul ceresc? Mulți alți oameni avuseseră vise despre un ceas, care arăta că era aproape miezul nopții. La miezul nopții trebuia să vină Domnul. Eu am întrebat, Doamne, când bate ceasul miezul nopții? Mai e un minut sau mai sunt cinci? Iisus mi-a privit fața pentru un moment. Apoi a zis, în cer nu mai există ceas. Eu i-am răspuns, păi atunci dacă nu mai există ceas, de ce nu te-ai întors? Iisus și-a ridicat mâna și a întins degetul mare și degetul arătător. El mi-a apropiat aceste degete în semn de ceva foarte mic și apoi a zis, timpul care mai rămâne este doar îndurarea Tatălui, pentru cei care au căzut din credință. El le mai acordă o șansă să se întoarcă și să facă faptele pe care le făceau la început. Iar Domnul oștirilor nu s-a întors încă, deoarece ne dă un pic de timp să ne pocăim. Această perioadă se numește timpul îndurării Tatălui. Iisus poate să vină în orice moment. Noi trebuie să-L căutăm din toată inima, să ținem post și să ne rugăm și să facem faptele pe care le făceam la începutul credinței noastre. Iisus a răspuns, ne aflăm în perioada îndurării lui Dumnezeu. Apoi a apărut un înger la dreapta noastră și a strigat, timpul a sosit, perioada de timp s-a sfârșit, toate pregătirile sunt gata. Iisus își întâmpină mireasa, Domnul vine și toate semnele Scripturii sunt îndeplinite. Filmele ne arată că ceva catastrofal urmează să vină. Oamenii de știință știu că ceva măreț se va întâmpla, dar că ei nu înțeleg ce este acel ceva. Dar noi, biserica, știm că Iisus vine foarte curând. Când îngerul a încetat să strige, milioane de îngeri au început să sară în sus și să se bucure că mireasa vine, în sfârșit, în cer. Eu am întrebat, ce se întâmplă aici? Dar nimeni nu-mi dădea atenție. Toți se bucurau de această știre. În acest moment, când îmi înălțam brațele, am simțit cum cineva din cer și m-a trimis cu o rapiditate foarte mare iarăși în jos. Chiar în acel moment îngerii se bucură că mireasa vine în cer. Eu am ajuns înapoi pe pământ. Timpul este atât de scurt, dacă nu mă crezi, atunci nu mă crede, însă el vine, iar acesta va fi pentru veșnicie. Copiii lui Dumnezeu nu vor să creadă în răpire. Vă rog, treziți-vă, în numele Domnului, treziți-vă și recunoașteți adevărul. Domnul se afla lângă mine și mi-a spus, așa ar arăta răpirea dacă ar avea loc chiar acum. Apoi am văzut un fum intrând în biserică. L-am întrebat pe Domnul ce este aceasta. El mi-a zis, aceasta numesc eu răpirea. Am văzut cum oamenii au spart ușile bisericii, au intrat în ea și au strigat, unde sunt copiii mei? Au dispărut toți. Toți copiii de pe pământ nu mai erau, deoarece Domnul
nu va lăsa nici măcar unul din ei în urmă. Primul care a pășit în biserică a fost dirijorul corului. El a strigat: "Unde este biserica? Eu am fost lăsat, eu am rămas aici, eu am rămas aici." Apoi l-am văzut pe păstor și mulți alți frați și surori. Ei plângeau: "Am fost lăsat." Mulți părinți, soți și soții îi căutau pe cei dragi, iar oamenii din biserică le răspundeau: "Cei dragi vouă nu sunt aici, Domnul i-a luat." Apoi oamenii plângeau: "Atunci este adevărat, Iisus a venit și și-a luat mireasa." Oamenii plângeau și se voitau. Ei își doreau să fi crezut în Iisus. Oricine nu crede în Iisus ca salvator e pierdut. Am văzut mulți oameni și păstori plângând, iar oamenii îl provoca pe păstor: "De ce nu ne-ai spus adevărul? De ce nu ne-ai învățat sfințenie și nu ne-ai prevenit? Este numai vina ta că am fost lăsați în urmă." Mulți fuseseră lăsați în urmă deoarece nu duseseră o viață sfântă. Noi trebuie să învățăm sfințenia adevărată și trebuie să îndemnăm pe oameni să se pochească și să se lase de păcate. Am văzut cum oamenii îl băteau pe păstor, îi smulgeau părul și îl devorau. Păstorul plângea și implora pe oameni să nu-i facă rău. Ei însă nu ascultau deoarece erau demonizați. Comunități întregi fuseseră lăsate în urmă. Am văzut cum un frate încerca să scoată un ochi. Așa de disperat era, oamenii se vor da cu capul de dușumea și de pereți, deoarece nu vor putea înțelege că Iisus este singurul răspuns, deoarece vroiau să trăiască mai curând în păcate și răutăți și să-și otărească singuri viața. Oamenii se vor tăia singuri și își vor lovi capetele până li se vor sparge craniile și vor cădea la podea. Sângele va curge ca râuri prin biserică, din cauza oamenilor care se vor ni singuri. Apoi am văzut un tânăr care striga către Domnul: "Te rog, Doamne, ia-mă cu tine." Era însă prea târziu. Iisus venise deja și își luase biserica în primire. Am căzut la podea deoarece am văzut multe lucruri îngrozitoare. Iisus mi-a spus: "În necazul ce mare vor fi probleme așa cum n-au mai existat niciodată până atunci pe pământ." Eu am întrebat: "De ce se mai ridică oamenii după ce s-au rănit atât de grav?" Iisus a răspuns: "Deoarece oamenii vor râvni după moarte în acea perioadă, dar nu o vor găsi. Moartea va fugi de pe pământ." Eu l-am întrebat pe Domnul: "De ce au rămas acești oameni în urmă?" Iar Domnul mi-a spus: "Eu le cunosc inimile. Domnul ne cunoaște, El cunoaște inimile la toți." Am căzut pe podea și aproape că mi-am pierdut cunoștința. Iisus mi-a spus: "Am vrut să-ți arăt asta ca tu să poți să împrevii biserica și să poți da și speranță. Spune-i că dacă oamenii se pocăiesc acum, eu îi voi ierta. Acum încă mai au timp să facă asta. Eu voi face ceva măreț pe pământ. Vă rog, deschideți-vă ochii. Biserica evanghelică, vă rog, deschideți-vă ochii. Spune-le oamenilor mei că dacă ei îmi cer iertare, eu îi voi ierta. El vine curând. Maranata, amin."